În vremurile comuniste, 1 mai, ziua muncii, era motiv de propagandă și de defilări uriașe în care erau ridicați în slăvi partidul și tovarășii Nicolae și Elena Ceaușescu. Imnurile naționale, chiar dacă impuse de regim, erau cântate cu voioșie de toată lumea, spun gorjenii. Cum era 1 mai? Cum să fie? Era defilarea. Întâi și întâi era defilarea și ne organiza dinainte, ne grupa. Și știam exact care rămânem în secție și care mergem la defilare. Și era rândurile ordonate de câte 4 sau 8, după cum ne așeza atunci. Păi să știa că ne întâlneam în fabrică, la secție, și de acolo plecam în colonați, ieșeam afară cu steaguri, cu placarde. Comparativ cu acum, că nu se mai face acest lucru. Păi acum am uitat tot numai, ce se mai facem acum. În prezent, românii sărbătoresc Ziua Muncii la Iarbă Verde, iar cei mai mulți au ales ca destinație litoralul.